barbă neagră îndreptă sabia spre locotenentul Maynard și îl obligă să sară de pe corabie. Maynard păși curajos înainte spre dezastru, nepăsându-i deloc de apa care corcăia de rechin. Barbă neagră râse diavolește. Frică, mi-e frică, nu mai suport asta, oprește-te! Hei, ce faci? Doar tu ai ales cartea asta! Știu, dar coperta părea frumoasă și drăguță. Ar trebui să pună niște semne de avertizare. Ei, după cum vezi, nu poți judeca o carte după copertă. Cum se judecă o carte? Păi după conținut, desigur. Asta e valabil și pentru oameni. Nu poți să-i judeci numai după aparențe. Ia ceva timp până îi citești. Așa se pare. Acum să continuăm, da? Locotenentul Maynard și Barbă Neagră au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, etc. Sfârșit. Mâine eu aleg cartea. Și Barbă Neagră a fost închis, nu? Fără alte șanse, fără răscumpărare. Așa e? Oh, cred că n-avem nicio problemă cu infractori periculoși. Nu o să reușesc. Tu mergi fără mine. Ok, amice. Mergi fără mine? Da, mergi fără mine. Nu pot merge fără tine, suntem legați de un lanț. Da, așa e. Ok, atunci merg eu fără tine. Suntem vii! Oh, te pricep la trapez, mersi mult. Da, ești un tip foarte abil. Domnule, eu sunt Hooft, el e Hugo. Salut, ce mai... Alo, nu înțelege, alo? Omule din junglă, tu știi să vorbești? Sunt Tarzan. Tarzan, se vede că ai tras de fiare. Mersi, speram că o să observi. Nu, topoule! Nu sunteți englezi, așa e? Nu, domnule sălbatic. Suntem americani de întregul, sunt rasetea. Ce bun e! Vrei o gură de aici? Nu, mersi! Da. Suntem siguri că nu-s pirați? Întreabă-i dacă-l știu pe Barbă Neagră. Nu sunt pirați, sunt americani. Ok, dar dacă sfârșești mâncat de rechin, să nu vii la mine. Deci, domnii sunt din legiunea străină, am zis corect? Da, am fost, dar apoi am fugit de toate... De toate corvezile. Știți, nu suntem chiar soldați. Nu sunteți? Nu suntem? Nu, nu, suntem super agenți secreți, deghizați artistic în soldați. Soldați în niște uniforme rupte și murdare. Da, o diversiune. Suntem în misiune secretă. O misiune, da. Serios? Ce fel de misiune? Una super secretă, desigur. Da, doar suntem agenți super secreți, nu-i așa? Da. Și chestiile astea, ce sunt mai exact? Astea? Păi există o explicație foarte simplă. Vezi, astea sunt niște... radiodecodoare. Da, exact, junior. Asta e. Nu e frumos să pleci imediat după masă, dar e vreme să plecăm mai departe. Să strângem și să otulim. Da, mulțumim pentru tot, Tarzan. Aveți grijă de voi. Noroc. Hei, wow, stai așa, nu te grăbi. Tarzan, ești om de încredere? Normal. Pentru că informația pe care ți-o voi da este super secretă. E supra-secretă. Vezi tu, nici măcar noi nu o cunoaștem. Ce este? Ascultă, Tarzan, misiunea e în pericol. Uite ce-i, noi, agenții super secreți, avem nevoie de ceva super secret, cum ar fi un sediu. Exact, un loc unde să dormim. 12-14 ore pe noapte. Un loc unde să mâncăm. 5-6 mese pe zi. Un loc de spălat hainele. Apretușor la guler, te rog eu mult. Un sediu de operare pentru o misiune super secretă. Dar unde găsim un așa loc? Chiar unde?
Păi, de ce nu stați aici? Pardon? Ce ziceai că ai spus? Stați aici, cu noi. Să fie sediul vostru. Hei, ce idee grozavă, Tarzan! Genială, chiar genială! Te-ai gândit cum nu se poate mai bine, Einstein? Domnule, aveți toate calitățile unui agent super secret! Wow, chiar așa? Oh, bravo! Foarte bine! Ce spectacol! Nu mănânc asta! Știu de unde a scos-o! Ia, Ghici, stau cu noi! Aici? Cu noi? Până-și termină misiunea super secretă! Oh, n-ar trebui să crezi tot ce-ți spun, dragă! Adică nu-i cunoaștem pe oamenii ăștia! De unde știm dacă-ți dă încredere? Păi, nu au la ei nicio armă! Și uite ce amuzant sunt! Ah, știu că par destul de inofensiv, dar îți amintești că am zis să nu judești cartea după copertă? Să nu avem probleme! Nu-i nimic aici! Nici o urmă! Mai căutați! Trebuie să-i aducem în fața justiției! De aici! Bine, nu uitați! Cred că sunt obosiți și flămânzi. Proștii ăia nu se descurcă într-o junglă. Dam, 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 dam. Stai să vezi ce bine am nimerit! Hai să mâncăm, s-a potrivit! Suntem chiar serviți și ca să-mi găsiți. O, da, ce bine am nimerit! N-ai fi zis că-n copaș noi vom sta? Și de nimic nu ne-ar păsla. Cu animalele ne vom juca. Tare bine am nimerit. Suntem buni. Nu ne pasă de nimeni, da. Tare buni. Apă, soare. E tare. Târziu dacă vrem ne culcăm. Suntem boieri, tot târziu ne sculăm. E grozav și ne distrăm. Tare bine am nimerit, oh, da! Tare bine am nimerit, aha! Tare bine am nimerit. Noi suntem bine, nu ca tine, iar paharul lui te vine. Dacă idioții ăștia sunt agenți secreți, eu sunt regina Angliei în capot. Scuze dacă v-am speriat, doamnă. Mai multă grijă, o doamnă ca dumneavoastră singură în junglă? Mă descurc foarte bine, mulțumesc mult. Domnule... Colonel. Locotenent colonel Jean Stache, la dispoziție. Am vrut să zic să aveți grijă pentru că în zonă sunt infractori periculoși. Infractori? Da, dezertori, foarte periculoși. Stați puțin, unul e slab și nu prea deștept, celălalt gras și foarte prost? Chiar ăștia sunt. Știți unde se află? Ok, nu vreau să pățească cineva ceva. Ia-le ușor și încet. Și țineți mâinile la vedere, băiete. Oh, știi ce o să fac acum? Acum vine rândul meu. Exact, le dau drumul, aliez tot, dublez miza. Da, numai așa întorci roata norocului. E un joc de noroc, știi? Vă salut, domnilor. Da, salutare, colonele Stache. Da, scuze-ne, colonele, tocmai jucăm. E barba neagră, barba neagră, vă zic eu, fugiți, salvați-vă! Luați. Hai sus. Vrei să vă slim? Uite-i, prinde-ți-i. Ce truc! Tarzan, stai! Nu înțelegi! Stânga, stânga! Adică stânga-i drept! Stai, drept! Wow, repede, repede! Dă-te din ochii lui! Să mergă mai repede! Hu! Ar trebui să fie aici! Peisajul e incredibil! Oh!
că nu-i nimic. Ajutor! Tarzan, te rog, stai! Dă-mi o mie! Repede, aici! Fugiți! Ok, ai auzit ce a zis? Haide, plecăm! Sau nu? Salut, mai... Tarzan, stai! Hugo și Hulk sunt infractori! Infractori? Nu, sunt agenți super secreți. Au mințit, Tarzan. E adevărat? Păi, adevărul e o noțiune uneori cam obscură. E adevărat? Adevărat. Nu suntem agenți super secreți. Tarzan, stai! Putem să te explicăm! Soldați Hugo și Hooft, e plăcerea mea să vă arestez din nou. Păcat că nu puteți fi executați decât o singură dată. Executați? Dar pentru ce? Lucrul cel mai grav pe care îl poate comite un soldat: a refuza executarea unui ordin. Insubordonare? E chiar așa de grav? Este, dacă eu dau ordinul. Și care a fost ordinul? Stachene a ordonat să dăm foc unui sat. Și noi n-am vrut să o facem. Nu! Când un ofițer dă un ordin, soldatul execută. Nu bălmăjește prostii despre femei și copii. Acum, vă rog să ne scuzați. Ne așteaptă plutonul de execuție. Când te gândești de câte ori am fost păcălit, nu o să mai cred pe nimeni. Nu poți avea încredere în cineva care n-are nici 50% păr pe corp. Ai auzit? 50%! Tarzan! Da, te-am căutat peste tot. Trebuie să-i salvăm pe Hugo și Hooft. Scuză-mă, încerci cumva să-ți bați joc de noi? Sunt în ceață. Sunt băieți răi sau nu? Nu, sunt eroi, de fapt, dacă puteți crede. Stai. Ai zis că sunt infractori. Păi chiar sunt, da? Sunt și eroi, de fapt. Vreau să spun că... Vezi, uneori, cei cu autoritate, cei care dau ordine și fac legile, ei sunt adevărați infractori. Cum ar fi omul care a plecat? Colonelul Stachei. Dar nu mi-am dat seama. Am văzut doar uniforma și tresele de pe umeri și am crezut că numai el are dreptate. Deci l-ai judecat după coperta? Da, știu, victima propriei metafore. Și acum Stachei vrea să-i omoare pe Hugo și Hooft. Nu, nu-l las. M-am gândit să vă arunc pe amândoi de pe stânga aia. Dar am ales o metodă mai istorică. Ce amabil sunteți! Scurtați un pic din păr, da? De fapt, Hugo, cred că vrea să taie partea de sus, dacă mă înțelegi. Hei, băieți, nu înțelegeți! Nu arăt bine tu în scurt! Poftiți, vă rog! Ultima dorință? Aș vrea să mor de bătrânețe! Da, hei, ce zici de o tartă cu fructe? Sună delicios! Cea mai bună se face în Florida! Atenție la trafic! Destul! Duceți-i! Ei, ușurel, fac vânătăi! O să gustați dreptatea! Retragere! Nu văd! Am orfit!
salat. Hei, nu-i rău. Ai făcut treabă bună singur. Dar unde sunt Gov și Hoft? Nu mai aveți unde fugi. Am să vă omor chiar eu. Doar o clipă. Ei, mai avem dreptul la încă o dorință? Foarte bine, amice primitiv. O să o rezolvăm bărbătește. Serios, ăsta da rival. O să-mi las arma jos. Nu lăsa o maimuță să se creadă om. Hei, amice, te gândești la ce mă gândesc? Da, s-o facem! Pentru Tarzan! Hugo! Hoft! Nu! Fii calm, o să-i urmezi și tu. Misiunea noastră s-a încheiat. Du-te, pleacă din junglă. Voi pleca. De fapt, am zis că-i voi urmări până la capătul pământului. Și am făcut-o. O, Tarzan, slavă Domnule că ești bine. Hei, dar unde sunt Hup și Hugo? S-au dus. Ieri îți scotau câte o lună din ureche. Și azi nu mai sunt. Ce viață e și asta? Cred că mi-a intrat ceva în ochi. Uite aici! E cineva acolo? Mi-ar prinde bine o mână de ajutor! Hei, sălbaticule! Da, nu trebuie să alternați aici! Hugo! Hoft! Ce s-a întâmplat, măinice? Hei, unde-i colonelul Stache? A plecat. A crezut ca și noi că sunteți morți. Bine, păi vezi, ăsta a fost și planul nostru. Da, da, la strategie nu ne bate nimeni. Deci, ce o să faceți voi, eroilor, de-acum? Păi, scumpu, ne-am gândit să ne mutăm din nou la voi. Da, hei, apropo, ce avem la cină azi? Am o idee mai bună. Șapte, n-am câștigat? Ghinion, profesore. Dar puteam să jur că șaptele? Nu, tata, e. Șaptele e vala biliarna. Da, acum e vară. Tu ce crezi? Poate începe de mâine. Imaginează-ți, Hugo și Hoft muncind cinstit în sfârșit. Muncă, da, cinstit, n-aș fi prea sigur. Hei, profesore, în locul tău, știi ce aș face? Dublezi misa? Exact, deșteptăciunea ta. Numai așa îți vine norocul. Haide acum, tati are nevoie de niște lămbi de la braț.